Un acvariu frumos cu pești grațioși și eleganți va decora orice cameră și va oferi plăcere estetică proprietarilor săi, dar uneori oamenii au dificultăți în hrănirea animalelor la timp. În acest caz, un alimentator automat pentru pești de acvariu vă va ajuta și vă va scuti de griji. Să ne uităm la ce modele oferă clienților magazinele de animale de companie și modul în care meșterii realizează un alimentator automat cu propriile mâini. De ce ai nevoie de un alimentator automat? În unele cazuri, un astfel de dispozitiv poate deveni pur și simplu de neînlocuit. De exemplu, proprietarul este la locul de muncă 12 sau mai multe ore, vacanța sau călătoria de afaceri este înainte, peștii tineri sau o rasă de pește deosebit de capricioasă necesită hrănire frecventă, știați? În Japonia, crapul imperial din iazurile palatului a fost acordat celor care s-au remarcat ca ordine. Dacă premiul a căzut în timp în rușine, peștele imperial ar putea fi luat. Alimentator automat de pește DIY. Să analizăm cum să asamblați un alimentator automat cu un Arduino sau orice alt microcontroler cu propriile mâini. Dispozitivul este fabricat dintr-un motor pas cu pas de 5V 28B48 în simbioză cu un ceas în timp real model de SE1307. Un alimentator de casă are capacitatea de a servi furaje pentru pești la un moment specificat, distribuind în același timp două tipuri de furaje în același timp. Unelte și materiale vei avea nevoie: plexiglas grosime 5 mm, 1,5 m pătrați, o sticlă de adeziv dicloroetan, important. Tipul de lipici utilizat pentru această construcție are un miros chimic pronunțat și fumuri care sunt dăunătoare sănătății. Prin urmare, este necesar să se usuce părțile lipite numai în aer liber, lipici fierbinte, șmirgel fin, tampoane cosmetice de bumbac. Pentru aplicarea lipiciului, folie, cuțit subțire, creion, burghiu. 48 mm, 10 șuruburi metalice cu diametrul de 4 mm și 24 de piulițe de același diametru, cu margine, șurub și piuliță M6, 6 șuruburi și piulițe metalice cu diametrul de 8 mm, colț de mobilă din metal, ac de păr metalic M6, tub de aluminiu, cu un diametru potrivit pentru acul de păr. Părme 6, plexiglas din cutie pentru CD-ul.3.ti, ferăstrău electric, bormasina electrică, viciumic lăcătuș, șurubelniță, dosar de mână, instrucțiuni de fabricație pas cu pas. Procedura pentru realizarea unui alimentator automat este următoarea. Partea numărul 1, din plexiglas de 5 mm. Folosind un ferăstrău electric, se tăie un drept unghi. Dimensiunile aproximative ale acestei piese: lungime 7,5 cm, lățime 4 cm, grosime 5 mm. Pe drept unghiul decupat se face o marcă de creion. Ca urmare a acestui marcaj, în mijlocul piesei trebuie marcate contururile a două găuri viitoare în formă de dreptunghiuri, lungime 15 mm, lățime 10 mm. Distanța dintre aceste două găuri este de 15 mm. Folosind un burghiu electric, secțiunea 8 mm, mai multe găuri traversante sunt găurite conform marcajului preliminar, situate una lângă alta, astfel încât, după terminarea cu un ferăstrău, în aceste locuri se obțin găuri dreptunghiulare care corespund exact contururilor trasate anterior. De asemenea, găurile sunt găurite la colțurile plăcii patru laterale pentru fixarea viitoare a piesei. Zonele de foraj sunt umezite cu apă dintr-o seringă de unică folosință. Găurile dreptunghiulare rezultate în centrul plăcii sunt prelucrate de-a lungul marginilor cu un fișier metalic pentru a netezi bavurile rezultate din burghiu. Piesa finită numărul 1 este pusă deoparte pentru o vreme. Partea numărul prima, 6 bare sunt tăiate din plexiglas, 7,5 cm lungime, 1 cm lățime, 5 mm grosime. Barele sunt lipite între ele întrei cu ajutorul lipiciului dicloretan. Adezivul se aplică pe o placă de plexiglas folosind un tampon cosmetic de bumbac. Ca urmare, după lipire, veți obține două bare dreptunghiulare groase,
ale căror margini trebuie aduse la o netezime absolută cu o pila și apoi măcinarea cu șmirghel. Pentru confortul măcinării cu un fișier, blocurile lipite sunt plasate într-o menghină de lăcătuș fixată pe marginea desktopului. Partea numărul 2. Încă două benzi sunt decupate din plexiglas, lungime 15,5 cm, lățime 1 cm, grosime 5 mm. Între cele două benzi rezultate, trebuie să lipiți bare dreptunghiul are groase pregătite mai devreme, partea numărul 1. Folosind un tampon de bumbac, lipiciul dicloretan este aplicat pe butoiul uneia dintre bare și lipit pe prima bandă de plexiglas. Cea de-a doua bară este, de asemenea, lipită de ea, plasând-o pe celălalt capăt al benzii. Un spațiu gol de 5 mm este format între cele două bare lipite. Apoi părțile superioare ale barelor lipite sunt unse cu adeziv și li se aplică o a doua bandă lungă de plexiglas. Pentru lipirea de înaltă calitate, structura este prinsă într-un menghină pentru o perioadă suficientă pentru ca adezivul să se fixeze. Pentru uscare, întreaga structură este scoasă pe balcon, folosind o placă cu găuri dreptunghiul are în centru, piesa numărul 1, ca șablon, marcați toate găurile cu un creion pe o foaie mare de plexiglas. Atunci folosind un burghiu cu diametrul de 4 mm, găurile laterale sunt găurite pe o foaie mare de plexiglas, corespunzător fiecărei găuri de colț a plăcii șablonului. Apoi, se folosește un burghiu cu un diametru de 8 mm, găurile sunt găurite pe o foaie de plexiglas exact în mijloc între două contururi de găuri dreptunghiul. Introduceți 4 șuruburi de dimensiuni adecvate în găurile rezultate de 4 mm și fixați-le bine cu piulițe pe spatele plexiglasului. Încă o piuliță este înșurubată pe aceleași șuruburi, astfel încât să existe o distanță de 15 mm între prima și a doua piuliță. Partea numărul 1 este pusă pe picioarele șuruburilor, în colțurile cărora sunt prevăzute găuri speciale pentru aceasta. Pentru fixarea peste piesa numărul 1, încă o piuliță este înșurubată pe șuruburi. Partea numărul 3. Luați un șurub și o piuliță M6 și puneți-o într-un menghină pentru comoditate. Adezivul fierbinte este aplicat piuliței în mai multe straturi, rotind șurubul în timpul procesului de întărire. Ca rezultat, se obține o fixare prin trecere, care este necesară pentru asamblarea ulterioară a structurii, este conectată într-o singură bucată cu un colț metalic. Gaura fabricii din colțul metalic este pregăurită la un diametru de 7 mm. Aduceți partea uscată numărul 2 din balcon și atașați partea finită numărul 3 la ea cu o șurubelniță. Un știft metalic M6 este introdus în gaură în partea numărul 3, ca viitoare axă de rotație. Știați? Japonezii mănâncă feluri de mâncare de pește puffer cu plăcere și neînfricare uimitoare. Ficatul acestui pește poartă o travă mortală. Este suficient ca bucătarul să nu îndepărteze cu atenție ficatul pentru ca o travă să pătrundă în carne. Deși, în mod corect, trebuie remarcat faptul că numai persoanele special instruite, cu diplomă, au voie să gătească aceste feluri de mâncare. Un cuplaj este realizat dintr-un tub de aluminiu cu un diametru adecvat. Pentru a face acest lucru, tubul este prins într-un menghină și sunt găurite două găuri prin care se filetează un șurub metalic. Folosind o șurubelniță, piuliță și șurub, atașați motorul pas cu pas 28x48 la o bucată de placaj, acolo este atașat și un colț de mobilier din metal. Toate detaliile structurale sunt asamblate pe placaj și se pune accentul pe știft dintr-un șurub fixat cu o piuliță. Apoi, recipientele pentru alimente sunt făcute din capacul cutiei CD. Este realizat din plexiglas destul de subțire pentru a crea un recipient. 4 bucăți de plexiglas sunt decupate sub formă de conuri trunchiate. Nu există fund în recipient. Piesele finite sunt fixate cu bandă sau tencuială adezivă medicală. Marginile laterale ale pieselor, în recipiente asamblate, sunt acoperite cu adeziv dicloroetanic. Adezivul se aplică folosind tampoane cosmetice de bumbac. Pentru uscare,
care, recipientele lipite sunt scoase pe balcon. Sunt produse două recipiente de alimentare. Folia este lipită de partea inferioară a unui plexiglas mare, de care sunt atașate ulterior toate celelalte părți. Un film întunecat autoadeziv dintr-un magazin de hardware este lipit de partea superioară a aceluiași plexiglas. În locurile în care există găuri găurite în plexiglas, folia și autoadezivul sunt străpunse cu un cuțit ascuțit. Toate părțile alimentatorului sunt asamblate împreună în partea superioară a plexiglasului mare. Recipientele pentru hrana peștilor sunt lipite de piesa numărul 1 direct deasupra orificiului dreptunghiul ar prin găuri fierbinți. Modulul de ceas de se 1307 în timp real este conectat la structura aproape terminată. Video: cum se realizează un alimentator automat pentru acvariu bricolaj și alimentator auto pentru un acvariu să aleagă. Industria modernă oferă o gamă destul de mare de alimentatoare automate pentru peștii de acvariu. Fiecare dintre modele are propriile sale avantaje. Iată o descriere a celor mai reușite și ușor de utilizat structuri. Vă va fi util să știți despre cum să întrețineți corect un acvariu, cum se face un filtru extern pentru un acvariu și de ce apa din acvariu devine tulbure. Jewel dispenserul automat Jewel Acifid alimentează peștii din acvariu fără ca proprietarul să fie prezent. De exemplu, în timpul vacanței, dispozitivul este potrivit pentru toate acvariile și poate fi umplut cu pelete. Jewel Acifid vă permite să programați până la două hrăniri pe zi. Prima alimentare este activată prin pornirea alimentatorului și este confirmată de un LED verde. În acest moment, va avea loc hrănirea efectivă a peștilor și va fi stabilit timpul pentru a repeta ciclul zilnic de hrănire. Dacă este necesară hrănirea imediată, aceasta poate fi activată cu butonul SET. Aflați cum să o faceți singur pentru un acvariu. Paludarium, aprovizionarea cu dioxid de carbon, inconvenient, grota de pietre și filtru fito. A doua alimentare va avea loc la 6 ore după prima alimentare în toate zilele următoare. De exemplu, activarea dispozitivului la ora 9 fix, mesele la ora 9 fix și ora 15 fix. Alimentările manuale sunt întotdeauna posibile prin apăsarea butonului M. Cantitatea de alimente poate fi ajustată manual. Alimentatorul automat Jewel poate fi conectat și la o pompă de aer pentru a menține alimentarea uscată. Suportul pentru șabloane, inclus, are un capac de alimentare care poate fi închis în timp ce alimentatorul nu este utilizat și se deschide când este necesar. Caracteristicile modelului: funcționează cu baterii, 2xIPA, până la 2 hrăniri zilnice, container de aprovizionare pentru 30 de zile, 60 de serviri. Cantitatea de porție este reglabilă, există un conector pentru o pompă de aer, dimensiuni 13 cm x 6,5 cm x 7 cm, lungime x lățime x înălțime, potrivit pentru toate tipurile de acvarii. Știați? În fiecare an, milioane de grămezi de pești roșii înoată spre râurile nordice pentru a depune icre. Peștele parcurge o distanță de câteva mii de kilometri. La sfârșitul icrării, toți somonii mor, iar tinerii eclozați din nou înoată înapoi în mare doar pentru a se întoarce la locul nașterii lor pentru a depune icrele în viitor și pentru a găsi moartea acolo. Eheim alimentatorul pentru pești Eheim Aquarium 3581 este un alimentator pentru pești cu o singură cameră pentru acvarii. Acest dispozitiv are o cameră de încărcare de 100 ml, care este potrivită în principal pentru produsele cu fulgi și granule. Deschiderea de distribuție este foarte fin reglabilă. La cea mai mare deschidere, se dozează aproximativ 1 lingură de furaje pentru pești. Se recomandă prudență în alimentarea cu pelete. Chiar și cea mai mică gaură va duce la căderea unei cantități mari de furaje. Consumatorul trebuie să se antreneze cu setarea orificiului și intervalul de livrare pentru a găsi setările optimale.
grăsime, chiar și amestecarea fulgilor și alimentelor granulate este foarte bine primită de alimentator și funcționează excelent. Alimentarea poate fi alimentată de până la 4 ori pe zi, până la maximum 2 alimentări. Este egal cu 2 rotații ale camerei de alimentare. Prin simpla apăsare a unui buton, puteți lua o gustare în orice moment. O caracteristică specială a alimentatoarelor pentru acvariul Heim este că camera de alimentare este ventilată activ și nu există lipici sau mucegai de furaje pentru pești. Știați? Pentru a se odihni, peștii trebuie să doarmă. Cu toate acestea, peștii dorm cu ochii deschiși, deoarece nu au pleoape. În plus, somnul lor diferă de cel al omului în alte moduri. Deși ritmul cardiac încetinește, peștii nu au faze de somn profund. Acest vis este ca un fel de stare crepusculară, care poate fi imediat întreruptă de mișcarea apei sau de nevoia de a te salva. Dispozitivul Heim pentru pești de acvariu este ușor de configurat și programabil datorită temporizatorului digital. Suportul furnizat poate fi utilizat pentru atașarea la acvariile deschise, inclusiv la acvariile nano. Dispozitivul se potrivește tuturor capacelor pentru acvariu Varilux. Tastele funcționale sunt rezistente la stropire. Dispozitivul funcționează pe baterii, care sunt incluse în kitul achiziționat. Trebuie remarcat faptul că dispozitivul nu funcționează cu baterii reîncărcabile. Dispozitivul este bine gândit. Sistemul de avertizare informează despre scăderea puterii bateriei. Are un alimentator convenabil pentru acvariu în timpul vacanței sau călătoriei de afaceri. Vă permite să umpleți recipientul cu furaje fără a dezasambla alimentatorul automat. Este posibil să selectați 4 moduri de mâncare diferite în 24 de ore, după care dispozitivul va servi automat mâncarea peștelui de 4 ori pe zi. Alimentatorul automat resân furnizează în mod regulat peștele cu alimente, astfel încât proprietarul să se poată bucura în siguranță de vacanță. Totul este în ordine acasă. Sursa de alimentare compactă resân este alimentată cu baterie, cu o programare ușor de înțeles. Proprietarul decide când să invite pe locuitori la acvariu. Cu o simplă apăsare de tastă, animalele de companie pot fi servite gustări în orice moment. Indicația de pe afișaj informează prompt proprietarul că încărcarea bateriei a scăzut. Dacă sursa de alimentare nu este reîncărcată, dispozitivul se oprește automat după aproximativ 3 zile. Oprirea finală a motorului determină deschiderea tamburului să înghețe întotdeauna în poziția sus, astfel încât aerul umed din creșterea acvariului să nu ajungă la mâncare. Avantajele acestui design: sigur și ușor de utilizat. Are alimentare automată sau manuală, programare simplă, hrănirea zilnică de până la 4 ori, alimentare manuală prin apăsarea butonului. Procesul de alimentare poate fi pornit manual în orice moment. Știați? Cel mai mic pește de pe planeta Pământ este Paedochypris progenetica, un membru al familiei crapului. Peștele trăiește în Sumatra. Lungimea corpului său este de aproximativ 8 mm. Trixie, acest distribuitor automat de alimente pentru pești este ideal pentru pelete și fulgi. Hrănirea are loc după 12 sau 24 de ore. Cantitatea de hrană furnizată este ajustată automat. Hrana pentru pești este protejată de absorpția umezelii. Reglarea manuală este simplă și simplă. Dozatorul automat poate fi fixat pe capacul acvariului sau pe marginea rezervorului. Recipientul de alimentare este convenabil pentru umplere și curățare. Dispozitivul funcționează pe baterie. Caracteristicile acestui design: ideal pentru granule și fulgi, hrănirea la un ritm de 12 sau 24 de ore, cantitate controlată de alimente, punct și virgulă, hrana pentru pești este protejată de umiditate, hrănire între mese programate, prin setare manuală instantanee, convenabil de montat pe capacul acvariului sau pe marginea rezervorului, ușurință în utilizare, ușor de umplut, ușor de curatat, bateriile sunt incluse, știați?
Toți peștii clovni sunt bărbați născuți, dacă este necesar. Cel mai mare mascul din turmă se va transforma într-o femelă. Citite ca animale de companie pește. Dispozitivul distribuie doze de alimentare de până la 4 ori pe zi. Alimentatorul automat poate fi programat cu 9 dimensiuni de servire simple. Volumul de furaje și furajele pot fi ajustate flexibil, astfel încât peștii să nu le fie foame sau supraalimentați. Păstrează alimentele friabile și uscate. Dispozitivul poate fi atașat la acvariu folosind cleme sau ventuze. Toate operațiile pot fi efectuate rapid pe panoul de control extern cu afișajele CD, caracteristicile modelului, ajustare flexibilă a dimensiunii porțiunii, de la 0,75 la 6,75 ml, capacitatea alimentatorului. 215 ml, aproximativ 80 g de alimente uscate pentru pești. Numărul maxim de zile de hrănire automată este 99, minimul este 1. Menținerea furajelor uscate, hrănirea zilnică a peștilor, de 1 până la 4 ori pe zi. Capacitatea de a trece la alimentarea manuală cu Memento automat, indicator de avertizare despre sfârșitul încărcării în baterii, alimentat de două baterii AA. Dimensiunile dispozitivului 150x95x58 mm. Important. Dacă proprietarul acvariului părăsește casa mult timp, atunci, în ciuda dotării rezervorului cu un alimentator automat, este recomandabil să cereți prietenilor sau rudelor bune să viziteze din când în când peștii pentru a vă asigura că totul este în regulă. Animalele de companie din casă limitează libertatea proprietarilor lor. Oamenii nu pot lipsi pentru o lungă perioadă de timp, deoarece este nevoie să îi hrănească la timp pe cei pentru care sunt responsabili. Alimentatoarele automate de pești oferă oamenilor posibilitatea de a pleca de acasă câteva zile și de a nu se îngrijora de animalele de companie flămânde. Indiferent dacă cumpărați unul dintre alimentatoarele automate oferite de industrie sau faceți designul dorit cu propriile mâini, numai proprietarul acvariului poate decide. Distribuie pe rețelele de socializare,